și Adrian Strămoșan au hotărât ca împreună să susțină un moment poetic muzical. Am să citesc pentru Ducan, spunând următoarele. Atâta Eminescu am adunat în ani, încât la nevoie m-aș putea hrăni din această rezervă mult timp. Eminescu este nu numai o permanență în gândurile mele, ci este și un locuitor al ființei mele, cu aceleași atribuții și drepturi ca al neului meu. Eminescu este unul care îmi felia cu inefabil. Este partea mea de reverie. E catalizatorul care mă face să trăiesc altfel clipa ce alegere ce mi s-a dat. El este substanță și certitudine și absolut. Eminescu mă populează și mă mobilizează spre a fi eu însă. El este și cel care îmi dă o nouă combustie. Este cel care mă face să umplu drept de-a sus, fără să fiu aplecat de umeri și fără să privesc în pământ. Are puterea de a se manifesta ca o forță regenatoare care developează în mine latențe și îmi dă imbolduri nemai avute. Este și magie. Pășesc mai apăsat cu Eminescu și datorită lui îmi fac cântecele locuibile. De ce ați gândit ca mine? De ce ați zis-o înaintea mea? Mă rog, nu sunt Zvaduca, dar ca să nu spună dumnealui asta, am extras eu dintr-o declarație a dumnealui și am citit. Îl invit cu mare drag să-l vedeți și dumneavoastră. Vă rog să restrângeți rândurile și să-i ascultăm pe cei doi. Dumnealui este scriitor, este poet, este cercetător, este biograf, cunoaște viața lui Eminescu, a studiat acolo unde a fost mister nedezlegat, a căutat, dar fără a dezlega complet. Vă rog. De fostul membru al Cenacului Flacăra, Adrian Strămoșan, care a mai fost la Botoșan, probabil ați ascultat, dar nu ca astăzi. Vă las să vă aranjați. Să terminăm cu aplauze. Thank you.
versurilor lui de pe hârtie.
Poți să deschizi un pic microfonul mare, să te rog, să nu mai fie așa brumul ăsta, că parcă suntem într-un garaj. 1, 2, 3, prova, 2, 10. Hai să tragem de fata. O să continuăm cu un cântec, cântec al primului Sfânt de Nebunescu, un cântec care se cheamă Când nu-mi e bine. Poate să ne vedem chiar și la Marele Voi, pentru că Eminescu este unic, iar noi trebuie să fim foarte mândri că avem un asemenea poet. Când nu-mi e bine, mi-e dor de tine, de ce te caut în mine? Și azi și mâine, la fel și voi mâine, mi-e dor. Iar din de ce nu vii, toată puterea ta de a iubi
timpul la pisa, cât la inima-ți cuprința, iar dintre plus mare, mare viitor, ceva prezentului rătăcitor, aproape că ți-am putea spune, ești lasă-ne, păi minul tău în lume, dă-l apel, piatra deoparte și învie din somnul de moarte, ia din nou cupița unei flori de teri, descoperi
Eminescu este unitate de măsură a Târgului Serafic. Eminescu etalon se află la Centrul Universal de Măsurări și Greutăți Spirituale de la Berlin. Este sigilat într-o capsulă de timp, purtând codul 1889. La el își raportează uși toți cei ce se cred ca uși. Noi ne bucurăm de uși lor și respectăm atâta timp când nu cad în propria idolatrie. Eminescu ca etalonul doarme. El se lasă comparat pentru oricine vrea să se compare cu el. Și nu de puține ori își iubește sufletul timpului fără ca noi să știm. Dar cine este Eminescu? Iată o întrebare în toate răspunsurile de până acum. El este cel ce este. El este cel ce trebuia să fie și a fost trimis la noi. În vecii vecilor și pentru vecii vecilor. Amin. Suntem în 15 ianuarie.
și suntem la statuia poetului. La statuia poetului de ziua lui de naștere. Astăzi e ziua când s-a dat știre că magii s-au oprit din urmărire, că steaua s-a fixat ca în povești deasupra unei case din Botești. O altfel de Maria își dea simplu acasă, viitor tot de limba aleasă. Așa s-a iubit cel ce fusese sortit să scrie poeme cu limba aurit, metafora cea înflorită în durere, pe limbă să ne lase strop de miere și versurile să ajungă la ureche, plăteate în formă nepereche. De aceea, cuflori, vă rog, nu veniți, mai bine aduceți meteoriți, o lună plină din argint moale, să-i vărsați mai bine la picioare. Din înalt aduceți marile șoapte, din cer, din crengile cerului, stelele coapte, și puneți totul într-o singură glasă, cu bătăi culese din inima voastră, pentru că Eminescu e și acum aici. Păstrați, vă rog, și iarna tăii înfloriți. Dacă și vor, nu mă vor să facă doi, thank you.